Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să te încrezi în Dumnezeu. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Profetul Isaia ne spune că Dumnezeu dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. În capitolul 40, versetele de la 29 la 31. Când un vultur se află la sol, el este vulnerabil față de atacurile prădătorilor, cum ar fi șerpii și lupii. Pe pământ, lumea înconjurătoare este o realitate pe care vulturii nu o pot schimba. Așa că, ce fac ei? Se ridică deasupra pământului. Din văzduh, totul pare diferit. Altitudinea vulturului îi transformă atitudinea. Și asta ți se poate întâmpla și ție. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Iată două ilustrații despre ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Întâi, la fel ca vulturul cu aripile larg deschise în așteptarea unui curent cald care să-l ducă spre înalt, tot așa și tu trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu cu inima îndreptată spre El. Ai de îndeplinit sarcini și îndatoriri? Desigur, dar niciuna nu are o însemnătate mai mare ca aceasta. De ce? Pentru că înțelegi că dacă nu stai în prezența lui Dumnezeu și dacă nu rămâi acolo până când te înviorează și te restaurează, nu vei reuși. Și o a doua ilustrație? Asemenea unui chelner grijuliu de la un restaurant scump, al cărui scop unic este să le facă pe plac clienților, și tu trebuie să-L slujești pe Dumnezeu fiind sensibil la vocea Lui și predându-te voii sale. Ești secătuit de presiunile pe care le pune viața asupra ta? Uitatul la televizor te poate distra o vreme, dar nu va reface ceea ce viața a luat din tine. Numai Dumnezeu o poate face. Așa că învață să te încrezi în Dumnezeu.